Bună ziua! Distinsă audiență, onorată comunitate academică, stimați oaspeți, dragi profesori și studenți. Astăzi, în Academia de Studii Economice din Republica Moldova, avem mare onoare să găzduim un eveniment de o deosebită importanță pentru noi, dar și pentru întreaga societate din Republica Moldova. Ori avem astăzi persoane prezente din toate colțurile țării noastre. Eveniment dictat de prezența unei personalități absolut marcante, domnul Traian Băsescu, președinte al României în perioada 2004-2014, europarlamentar, un mare om de stat, sub conducerea căruia trebuie să menționăm și ne aducem aminte că la 1 ianuarie 2007 România devenea membră a Marii Familii Europene și care a venit astăzi să ne bucure și să împărtășească cu, sau mai bine zis, din experiența sa, din cunoștințele sale despre acest drum complicat, dar foarte benefic și pentru Republica Moldova, cum ar fi procesul de integrare europeană. Domnule președinte Băsescu, vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și că sunteți astăzi aici pentru a ne vorbi despre procesul de integrare europeană, subiect de mare actualitate, inclusiv pentru țara noastră, Republica Moldova. Suntem într-un moment crucial. Suntem într-un moment când, urmare semnării acordului de asociere și intrării acestuia în vigoare în 2014, am urmat o cale de raliere la standardele și valorile Uniunii Europene. Ne bucurăm foarte mult că, iată, aproape se împlinesc 2 ani de zile de când am obținut statutul de țară candidat la Uniunea Europeană. Dar înțelegem foarte bine că, făcând acești pași importanți, mai avem pași grei de urmat, mai avem de implementat multe lucruri ce țin de reforme, ori pentru noi, Republica Moldova, procesul de integrare în Uniunea Europeană înseamnă nu numai beneficii, pentru că urmând și observând exemplul cel puțin a României sau altor state din fostul bloc sovietic care au aderat la această mare familie europeană, am văzut cum au fost schimbate cardinal societățile și economiile acestor state, plus valoarea care a fost adusă. Dar noi înțelegem pe de altă parte și foarte bine că există și anumite provocări. Avem mult de lucru în ceea ce privește asigurarea unei transparențe, combaterea corupției, responsabilizarea guvernării noastre. De aceea, domnule președinte Băsescu, vreau să vă rog foarte mult să ne împărtășiți încă o dată din valoroasa dumneavoastră experiență, din valoroasele dumneavoastră cunoștințe, pentru că sunt sigur că vor trezi și ne vor motiva și mai mult pe toți cei prezenți aici, nu numai, dar și toți cei care ne ascultă, ne vor trezi un interes mare ca să înțelegem și mai bine cum ar fi acest parcurs, care sunt lecțiile de învățat, care sunt erorile pe care le putem omite, astfel ca Republica Moldova, țara noastră, să ajungă în această mare familie europeană care aduce prosperitate, pace și dezvoltare. În acest sens, mărturiile și lecțiile învățate de România sub conducerea inclusivă a dumneavoastră, domnule președinte, sunt foarte și foarte importante pentru noi. Doresc să vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte Băsescu, pentru vizita dumneavoastră, pentru efortul pe care l-ați depus de a ajunge încă o dată în Republica Moldova și implicit în Academia de Studii Economice din Republica Moldova. Și vă ofer cu drag cuvântul.
Nu sunt la fel de înalt ca domnul rector, microfonul a fost pus pentru dâns. Da. În primul rând vreau să mulțumesc conducerii Academiei de Studii Economice din Republica Moldova pentru invitația pe care mi-a făcut-o de a participa la această întâlnire. Este o întâlnire care se desfășoară într-un moment extrem de important și pentru țările Uniunii Europene, pe 9 iunie avem alegeri, dar și pentru Republica Moldova, care se pregătește pentru un referendum în luna octombrie. Un referendum care să definească până la urmă voința poporului cu privire la opțiunea Uniunea Europeană sau opțiunea Est, n-aș spune neapărat Rusia, dar în Est orice îi face tot de Rusia dai. Iar ce se vede legat de Rusia, vedem în Estul Ucrainei, Donbas, Lugansk, Harkov, blocuri dărâmate, oameni rămași fără case, familii destrămate, familii îndurerate și așa mai departe. Deci, primul lucru pe care vreau să vi-l spun, nu numai celor din sală, ci tuturor cetățenilor Republicii Moldova, nu ratați ocazia. A fost o conjunctură bună din punct de vedere al invitării premature în Uniunea Europeană, dar nu aveți dreptul să o ratați. Pentru că, în primul rând, nu ratați numai pentru dumneavoastră. O ratați pentru nepoții dumneavoastră, pentru nepoții nepoților dumneavoastră, dacă acest lucru s-ar întâmpla. De aceea, sfatul meu, ca om care a văzut și ce înseamnă Estul și ce înseamnă Uniunea Europeană, sfatul meu este integrare cât mai rapidă, intrare cât mai rapidă în Uniunea Europeană. Vă dau un exemplu minor. Spune multe. Spre exemplu, până acum România a primit de la Uniunea Europeană 132 de miliarde de euro pentru dezvoltarea ei și are la dispoziție pentru următorii 4 ani încă 80 de miliarde de euro. Să-și facă autostrăzi, să-și modernizeze căile ferate, să modernizeze instituții, să îmbunătățească situația de mediu și toate cele. Am vrut să vă dau aceste elemente, poate nu foarte importante, dar mi s-au părut mie sugestive. Odată intrați în Uniunea Europeană, aveți tutela, umbrela tratatului de la Lisabona, a tratatului Uniunii Europene. M-aș referi doar la două aspecte din tratat. Articolul 2, care garantează drepturile. Dreptul la demnitate, dreptul la libertate, dreptul să trăiești într-un stat de drept, dreptul la a-ți spune punctul de vedere și a te exprima public, dreptul la sănătate, dreptul la educație și multe altele. Este articolul 2 din tratatul de la Lisabona. Și mai punem lângă ele libertățile. Tratatul de la Lisabona definește 4 libertăți. Libera circulație a serviciilor, libera circulație a capitalului, libera circulație a mărfurilor
și libera circulație a lucrătorilor. Oricare dintre dumneavoastră, dacă vrea, își poate găsi un loc de muncă în Uniunea Europeană. Acest lucru vine la pachet cu un lucru pentru care Republica Moldova nu mai are semne de întrebare, dar vine la pachet cu recunoașterea diplomelor. Un doctor făcut în Moldova este doctor și la Londra, și la Paris, și la Haga, și la Bruxelles, și oriunde pe teritoriul Uniunii Europene. Un dascăl făcut în Republica Moldova, un inginer sau un economist, este egal tratat și are egale drepturi salariale cu orice alt economist, dascăl, inginer, arhitect din Uniunea Europeană. Sunt lucruri foarte importante pentru viața de zi cu zi și mai ales dacă nu neapărat pentru generația mea, care e destul de înaintată în vârstă, pentru nepoții noștri sunt vitale, pentru nepoții nepoților noștri sunt lucruri vitale pentru viitorul lor. Deci, o pledoarie pentru participarea în luna octombrie la referendumul pentru Uniunea Europeană și opinia mea că Republica Moldova nu are un drum mai bun. Dar puteți să vedeți cu ușurință. Puteți să vedeți cu ușurință ce se întâmplă cu cei peste un milion de cetățeni ai Republicii Moldova care și-au luat cetățenia română. Îi spuneam domnului rector, pe holurile Parlamentului întâlnești foarte mulți tineri care au cetățenie română, care și-au luat diplomele în România și care acum sunt funcționari cu înaltă pregătire și lucrează în serviciile Parlamentului European. Sunt realități și această realitate vă ajută pentru evoluțiile următoare. Și am să spun de ce aveți avantaje mai mari decât a avut România la intrare în Uniunea Europeană. Spre exemplu, România la vremea începerii negocierilor nu avea niciun funcționar prin Uniunea Europeană care să știe ce-i cu Uniunea asta europeană. A luat-o de la zero și lucrurile au mers foarte greu, cel puțin în primii 5, 6, 7 ani, când funcționarii români au deprins regulile și procedurile Uniunii Europene. Dumneavoastră aveți câteva mii de tineri care lucrează în Occident și câteva sute care lucrează la Comisia Europeană, la Parlamentul European, la Consiliul European, la Consiliul Uniunii Europene. Îi puteți aduce acasă, plătindu-i la fel ca acolo, să ducă negocierile pentru aderare la Uniunea Europeană. Și România are în special pentru cei care lucrează cu fonduri europene. Nu-i nicio nenorocire având în vedere volumul de bani care se pun la dispoziție pentru asistență tehnică. Bun. Încerc să lămuresc tot ce ar putea fi întrebare sau dubiu. Acum, eu mai spun un lucru. Dacă, Doamne ferește, se schimbă vremurile și se produce o relaxare în ideea de aderare la Uniunea Europeană, aveți soluția. Votați în Parlament Unirea cu România. Asta înseamnă intrare în Uniunea Europeană într-o noapte. Fără prea multe eforturi legate de negocieri.
dar să nu fim naivi. Republica Moldova are trupe rusești și separatism pe propriul teritoriu. Atunci oamenii politici, dacă vor fi puși în situația să aleagă și vor fi ori la procedura unirii cu România, ori la procedura aderării, oamenii politici din Republica Moldova vor trebui să decidă desprinderea Transnistriei din Republica Moldova, pentru că nu este posibilă importarea în interiorul Uniunii Europene a unor conflicte înghețate. Tratatul Uniunii Europene respinge acest lucru. Deci am vrut să știți și această realitate, că aderarea are un cost și costul se numește Transnistria. Sigur, nu vreau să intru în speculații. Ce se poate face, ce se poate negocia, dar am vrut să vă prezint lucrurile la maximă simplitate. În rest, fiecare poate să complice situația prin diverse scenarii. Eu vă spun că orice scenariu s-ar face, până la urmă ajunge la aceeași concluzie. Abandonarea Transnistriei, dacă puciștii de la Tiraspol nu vor înțelege că sunt partea Republicii Moldova și între timp le vine mintea la cap. S-ar putea întâmpla asta. Pentru că deja în Transnistria sunt destui care au cerut cetățenie română. Nu se știe. Dar nu vreau să speculez. Eu spun un singur lucru. Nu este posibil ca Republica Moldova să aducă în interiorul Uniunii Europene un conflict înghețat cum este cel din Transnistria, care mai are și trupe ale Federației Ruse pe teritoriu și armament și depozit de muniție și toate relele de care Uniunea Europeană se ferește. În orice caz, aș vrea să ne îndreptăm către o realitate. Marea realitate este că Uniunea Europeană a fost soluția păcii, iar acest lucru este un lucru extrem de important pentru Republica Moldova, având în vedere ce se întâmplă în Ucraina. Și nu neapărat pentru azi sau mâine, dar și pentru viitor. Rusia este o incertitudine pentru Republica Moldova. Și oamenii politici și populația, cetățenii Republicii Moldova trebuie să aibă în vedere acest risc, această incertitudine atunci când vor merge la referendum să opteze legat de direcția în care să meargă Republica Moldova. Unii spun, păi n-avem un partid unionist. Oameni buni, asta e o poveste. În 1918 Unirea nu s-a făcut cu niciun partid unionist. S-a făcut cu voința partidelor care erau, care existau atunci și au hotărât Marea Unire. Asta a fost. N-a fost o pregătire, vai, partide unioniste. Nici România n-are partide unioniste și vă asigur că și dacă la noapte îi cheamă pe parlamentari să voteze unirea cu Republica Moldova, o votează. Și nu avem partide unioniste. Noi avem altă specie de partide. Noi avem partide suveraniste. Probabil că această prostie va fi propagată și prin Republica Moldova de diversi politicieni. Oameni buni, suveranismul nu are nimic comun cu Uniunea Europeană. În momentul în care semnezi tratatul de aderare la Uniunea Europeană, cedezi destul de multe lucruri care țin de suveranitate.
le dai dreptul să-ți controleze finanțele, să-ți aplice sancțiuni dacă nu respecti regulile. Le dai voie să-ți controleze mediul și să-ți aplice sancțiuni dacă nu respecti regulile. Le dai voie să-ți controleze transporturile și... Te trezești cu sancțiuni dacă nu se respectă regulile. Și uite așa, practic, o bună parte din atribuțiunile statului suveran sunt transferate Uniunii Europene, care nu numai că te controlează, dar îți face și legile. Și pe urmă, Parlamentul Național trebuie să ia directiva sau regulamentul care a fost adoptat de Bruxelles și să-l transpună în legislație națională. Deci pur și simplu trebuie să copie actele normative cu adaptări la situația reală, dar menținând esența actului normativ. Deci pur și simplu trebuie să preia legislația făcută de Uniunea Europeană. Și acum, cum se face legislația asta? Parlamentul Uniunii Europene, pentru care ne pregătim de alegeri acum noi cei din România și toți din Uniunea Europeană, are 705 membri și va avea 722 începând din legislatura următoare. Urmarea creșterii de populație în anumite zone, migrația, așa a spus cuvântul până la urmă. Deci, Parlamentul validează legislație pentru toate statele membre, dar spre deosebire de parlamentele naționale, nu are drept de inițiativă legislativă. Deci Parlamentul Uniunii Europene nu poate să inventeze legi pe care vrea el. El nu poate decât să discute proiecte de acte normative venite de la Comisia Europeană. Și atunci, ca să înțelegeți mecanismul pentru care vă pregătiți să vă îndreptați către Uniunea Europeană, sunt patru mari instituții ale Uniunii Europene. Consiliul European, care e format din șefii de stat și de guvern, Comisia Europeană, care e formată din comisari reprezentând fiecare stat membru, Consiliul Uniunii Europene, care e formată din miniștri de resort, și Parlamentul Uniunii Europene. Aceste patru instituții împreună, prin negociere, ne fac legislația. N-aș mai lungi subiectul, pentru că vreau să vă las timp pentru întrebări. Cred că e mai eficient decât să vă mai vorbesc eu măcar și 10 minute. Dacă o fi ceva de spus, vă spun în răspunsurile la întrebări. Și atunci, domnul rector, cu permisiunea dumneavoastră, aș propune să trecem la întrebări din sală și eu să încerc să răspund, având în vedere că am spus destule lucruri și poate sunt nelămuriri. Vă amenins, dacă nu puneți întrebări, vă vorbesc eu și o să ieșiți din sală. Da. Domnule președinte, vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Eu vă rog să luați loc. Nu, că... mi-e mai bine să văd sala, că... Așa, bine. Atunci oferim curs rundii de întrebări, răspunsuri. Vă rog mult. Eu cred că noi putem prelua acest microfon sau... Sunt
Eu vă propun celor care vreți să puneți întrebări să veniți aici, că nu avem un microfon mobil. E bine așa. Bună ziua, salutare tuturor, eu mă numesc Fotinianu Dorin, sunt din partea Universității de Stat a Republicii Moldova, specialitatea relații internaționale. Aș vrea să întreb cu referință la aderarea României la Uniunea Europeană. Ce rol au jucat cumva tinerii, organizațiile de tineret, sectorul societății civile, anume organizațiile de tineret, tinerii, studenții și așa mai departe? Care a fost aportul cumva tinerilor în acest proces? Păi tinerii au fost cei mai mari suporteri aderării României la Uniunea Europeană. Pe tineri s-a bazat și efortul de a învăța procedurile, că cei mai în vârstă ne-a fost mai greu să le învățăm, dar cei tineri le-au învățat repede. Au învățat repede și limba engleză în loc de limba rusă pe care o făcusem toți în școală câte 8 ani. Deci tinerii au avut un aport esențial. Și vă mai spun un aport foarte important. Tinerii au mers la vot când s-a apropiat intrarea în Uniunea Europeană și au susținut guvernul care urma să intre în Uniunea Europeană. Deci tinerii sunt esențiali, dar nici fără bătrâni nu se poate. Ștefan Urâtu, eu sunt din Tiraspol, din grupul Ilașcă, deci e o întrebare referitor la poziția dumneavoastră, domn președinte, față de Transnistria. Mi-mi pare că mesajul pe care l-ați lansat dumneavoastră acum încurajează pe separatiști să o țin așa, că și rușii o să ia acări și așa mai departe. Posibil, ei de acum am fost prin Tiraspol și ei se schimbă. Ei înțeleg că războiul vine de acolo și ei se schimbă și vor în Uniunea Europeană și chiar sunt foarte mulți care vor cetățenia României să lupte pentru asta și vor în Europa, pentru că văd libertățile acolo. Deci, cred că, așa mi se pare mie, că mai bine să încurajăm ca ei să vadă o viață mai bună și să lupte pentru integritatea Republicii Moldova și intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Da, nici eu n-am exclus această posibilitate chiar în expunerea mea, că dacă le vine mintea la cap, sunt bineveniți. Dar nu pot opri drumul Republicii Moldova. Ei știu că nu se poate intra. Mai sunt ani. Poate să evolueze lucrurile. Dar Republica Moldova trebuie să fie pregătită și pentru această variantă, mai ales că istoric Transnistria n-a fost parte a Republicii Moldova. A fost o... Dumnezeu ne-a luat din România, s-au luat Bucovina, s-au luat multe părți. Și ne-a dat Dumnezeu o altă parte, unde vă spun că în Anale, partea ucraineană, sunt până la 95% în sate, în unele sate, care vorbesc limba română. Stulcită, foarte decăjită. Sărbătoresc în satul Tocilova, tot Anale, sărbătoresc limba noastră cea română. Acum, deci, e teritoriul românesc. El a fost până la Buc și dincolo de Buc. Deci eu știu foarte bine schimbul de teritorii care s-a făcut, cum îl știți și dumneavoastră. Iar sugestia mea este, nu rămâneți blocați în Transnistria. Dacă vreți să vă stabilească Transnistria viitorul, eu nu am argumente să vă spun să nu-i lăsați. Dar mai bine lăsați Bruxelles să vă stabilească viitorul. Știi, sunt mai departe. Cu cât e mai departe, cu atât e mai bine. Cu privire la Transnistria, în opinia mea, mai există încă două variante. Transnistria să devină Republică Independentă sau Moldova, România și Ucraina să devină o țară unică. Ce opinie aveți despre aceste două variante? Doamnă, nu cred că România vrea
vrea să devină un tot cu Ucraina și cu Transnistria și cu tot ce o fi prin regiune. România cred că vrea să elimine efectele pactului Ribbentrop-Molotov. Eu asta cred. România este singura țară care nu a eliminat efectele pactului Ribbentrop-Molotov. Statele Baltice au ieșit din URSS și au declarat independența și ele erau prevăzute a deveni partea URSS în pactul Ribbentrop-Molotov. Polonia și-a recuperat teritoriile. Singura țară care nu și-a recuperat teritoriile stabilite a fi transferate Moscovei este România. Dar România nu are o politică revanșardă acum, ci România vă stimulează să valorificați o oportunitate pe care, dacă vreți, o valorificați, dacă nu, nu. Până la urmă, dacă veți accepta ca Tiraspolul să vă stabilească viitorul, e opțiunea dumneavoastră ca cetățenii Republicii Moldova. Vă rog. Domnule președinte, vă salutăm cu drag în Republica Moldova. În calitate de lector universitar, vreau să vă întreb. Dumneavoastră ați evidențiat unirea ca cea mai scurtă cale pentru noi de integrare în Uniunea Europeană. Ultimul discurs pe care l-am auzit eu în pretura sectorului Rășcani, care ați avut onoarea să fiți prezent și este și domnul Tomac aici, ați vorbit tot pentru unire și ați fost un apărător aplic a unirii și noi cei care suntem în sală vă cunoaștem ca un apărător mare a unirii Republicii Moldova cu patria mamă. Poate este cazul să mergem pe această cale și să nu așteptăm 10 ani sau poate și mai mult și mâine suntem în NATO, mâine suntem, ne reîntregim cu țara. Eu n-am venit în fața dumneavoastră să vă păcălesc și v-am spus ambele variante. Dar sigur că dacă mă întrebați și dumneavoastră m-ați întrebat care e soluția corectă, vă răspund. Unirea cu România este soluția corectă. Și care vă pune și la adăpost din punct de vedere securitate. După părerea mea, Republica Moldova riscă, prelungind perioada de integrare în structurile euroatlantice. Riscă pentru că Putin abia își începe un mandat de 6 ani. Și nu se știe ce mai visează, că trebuie readus la fosta Uniune Sovietică, la Federația Rusă. Deci, soluția rapidă, sigură, este unirea celor două state și am să vă spun încă un lucru. Nu întotdeauna sunt oportunități. Acum este un moment istoric care, zic eu, se apropie de momentul la care va fi posibil să facem unirea fără consecințe. Că oamenii s-au ocupat prin altă parte. Deci, sau în orice caz, presiunea ar fi mult mai mică și ar putea fi rezolvată. Deci ăsta e răspunsul. Da, soluția cea mai sigură și rapidă și din punct de vedere securitate și din punct de vedere al oportunității politice este unirea cu România. Vă rog. Nu e rău. Lăsați întrebare, vă rog. Fiecare să întrebe. Da. Ați vorbit despre pactul Ribbentrop-Molotov. Conform pactului Ribbentrop-Molotov a fost luată nu doar Republica Moldova actuală, dar au fost luate și Ținutul Herța și Bucovina de Nord. Ele au fost întoarse României. Doamnă, nu. Răspunsul este nu.
Pe noi ne interesează, eu am condamnat și am declarat nul pactul Ribbentrop-Molotov. Dar nu putem să luăm dincolo de ce vor. Eu mizez pe faptul că cetățenii Republicii Moldova vor sau vor vrea la un moment dat unirea cu România. În ceea ce privește Herța, nordul Bucovinei, aici poate fi o discuție. N-aș vrea să o dezvolt pentru că nu vreau să dau ocazia speculațiilor Ucrainei. Dar poate fi sau a prorușilor. Dar poate fi o variantă care pune la un loc și stabilește ce se întâmplă cu Transnistria, Herța, nordul Bucovinei și așa mai departe. Însă nu dau eu soluții pe tema asta. Veniți lângă microfon. Bună ziua, domnule Traian Băsescu. Am numai o întrebare foarte mică. Cum ați vedea unirea între Republica Moldova și România? Am răspuns, fără Transnistria și prin votul majoritar în Parlamentul de la Chișinău și în Parlamentul de la București. Mulțumesc mult! Cu plăcere! Da, da, tu ești de acord cu ce am spus? Da, 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 sunt de acord. Mulțumesc! Bună ziua, domnul președinte, bine ați venit! Bună ziua! Ca Moldova, sunt profesor Valeriu Cerbadu, așa ne-a provocat... Eu aș zice să luați microfonul, da, hai să facem. Nu, nevoie. Vă aud. Mă auziți, am o voce bună. O cât la 8 instrumente muzicale și fiind și bine așa. Domnul președinte, din poziția dumneavoastră, cu experiența dumneavoastră, am o întrebare vis-a-vis de subiect care a discutat noi de unire, reunirea cu țara mare, da? Noi putem Republica Moldova de 33 de ani în certitudine, bâlbâială adevărată. Au fost perioade primize serioase când s-a putut să făptuiască unirea anii 90, când au fost primiți deputați, și aia de Mircea Sergă și Iliescu, scula Moscovei, n-a dorit de unirea. Apoi au fost și alte perioade. Dumneavoastră foarte bine știți că unirea poate să producă și la niște curtituri istorice. Eu aș vrea, vis-a-vis de Transnistria, să spun că am o lucrare care am scris-o, chiar foarte mulți istorici, inclusiv și recunoscutul istoric român, Gheorghe Tot, a scris că Transnistria asta e pământ ca de ținutului pământ românesc. În 1865, împăratul... Da, Imperiul Rus a făcut treaba și dictatorul Putin vrea să o facă și acum. Întrebarea mea este, dumneavoastră, de experiența, din poziția dumneavoastră, Ucraina a să câștige război cu Rusia? Eu zic să, cu toate cunoștințele de istorie pe care le aveți și mă înclin în fața lor, eu zic să plecați de la premisa că în varianta unirii cu România sau a intrării în Uniunea Europeană prin negocieri, Transnistria nu poate intra în Uniunea Europeană. Nu poate fi partea Uniunii Europene. Nu vreau să fac speculații legate de victoria din Ucraina a Ucrainei din următorul motiv. Pentru că, pentru moment, foarte mulți vorbesc despre victorie în Ucraina, despre victoria ucraineană, dar nimeni nu o definește. Ce înseamnă victorie asupra trupelor ruse? Eliberarea inclusiv a Crimeei, renunțarea la teritoriile ocupate, renunțarea la parte din teritoriile ocupate, nimeni nu definește ce înseamnă victorie. Așa că mi-e foarte greu mie să o fac aici. De aceea m-am dus cu răspunsul către Transnistria. Transnistria cu trupe rusești pe teritoriul Uniunii Europene, repet, cu trupe rusești pe teritoriul Uniunii Europene,
nu poate intra în Uniunea Europeană cu trupe rusești pe teritoriul ei. Îi interzice tratatul. Domnul președinte, dacă ar fi să revenim la subiectul ce ține de integrare europeană, procesul de negociere. România a trecut prin procesul de negociere și sunt sigură că a învățat lecții pe care puteți să ne le spuneți și nouă. Sunt sigură că au fost momente sau acțiuni pe care nu le-ați repeta. Care au fost acestea? Doamnă, mi-e foarte greu să vă spun ce n-aș repeta, dar vă spun un lucru esențial. De multe ori, funcționarii noștri credeau că sunt mai deștepți decât funcționarii europeni și miniștrii credeau că sunt mai deștepți decât comisarii care spuneau aici nu e în regulă, aici nu e așa. Trebuie renunțat la această abordare și o să vă spun de ce. La noi miniștrii se schimbă la 4 ani sau poate mai des chiar. La ei funcționarul care răspunde de mediu pentru Moldova este același 20 de ani. Ei cunosc mai bine situația noastră decât un ministru care e numit acum. Deci bine este să pleci de la premisa că sunt niște specialiști care stau pe subiectele de negociere și ăsta e jobul lor. Situația mediului în Republica Moldova și sunt 5 funcționari ai Comisiei Europene care monitorizează de ani de zile situația mediului. E, pe ăștia degeaba pot să chem și premierul și președintele la discuția cu ei și nu-i va impresiona nimic. Îți vor arăta ce vreți și vor spune astea sunt și nu ce ne puneți voi pe masă. Deci, dacă este o greșeală care se poate face în timpul negocierilor de aderare, este aceea de a încerca să maschezi, să ascunzi situația reală a unui sector economic. Iar negocierile sunt foarte grele. Sunt 35 de capitole de negociere, dar se formează din ele niște clastere care iau din fiecare, din mai multe capitole, probleme care sunt interconectate. Și atunci ele se negociază în acel pachet. Practic, ești cu mai multe capitole în negociere în același timp. Dar există un capitol cu care încep negocierile și cu care se termină. Justiția. Justiția este capitolul 23 din lista pe care a primit-o Republica Moldova și nu se încep negocierile decât cu capitolul justiție și se încheie negocierile cu capitolul justiție. În interior, putându-se întâmpla orice negociere, dar justiția este și la un capăt și la altul. Vă rog. Da, vă rog. Nu ajunge fiul, vreți mai aici. Da. Vă rog. Domnul Băsescu. Bună ziua, sunt Alexandru Grosu, de specialitate. Pe parcursul vieții am urmărit activitatea dumneavoastră și vreau să zic că în majoritatea cazurilor ați avut verticalitate. Au fost multe lucruri interesante și în România, când erați președinte și dumneavoastră sunt piept la toate aceste greutăți. De atât vreau să vă adresez așa o întrebare. În afară Transnistria, în Republica Moldova, mai există o găgăuze și mai există vorbitori de limba rusă foarte mulți, care sunt plătiți din bani furați în țară și de hoții care sunt după hotare. Ce ați face dumneavoastră în acest moment, dacă ați fi aici președinte una, și vă închipeți, în toamnă avem referendum. Și acești hoți plătesc și iese lumea la votare și referendumul se pierde. Ce facem? Sincer să fiu, n-am înțeles foarte bine întrebarea. Întrebarea este... Vreți să mă ajut puțin, Eugen? Da, legat de găgăuzia și de faptul că sunt
mulți vorbitori de limba rusă, în contextul referendumului. De către... da, care sunt stimulați financiar să... Da, dar asta se întâmplă de când lumea în Republica Moldova. Deci nu cred că o intervenție a Rusiei care ar plăti voturi sau ar plăti cetățeni care să nu meargă la vot, nu cred că va schimba situația referendumului. Până la urmă, Găgăuzia nu e mai mare decât restul Moldovei și chiar dacă vorbesc doar limba rusă, adică avem regiuni unde susțin să știți că Maia Sandu a fost aleasă cu Găgăuzia participând la vot. Știți, domnul președinte, nu pot să zic că Maia Sandu nu are calitate. Face foarte mult pentru această țară. Dar e bine foarte greu, fiindcă sunt foarte, foarte mulți dușmani pentru țara asta, țărișoara asta noastră, care împiedică la fiecare pas, care se vede în Rusia, care se duc și se închină lui Putin ca să aducă ceva, ca să arăte lumii că facă ceva. Bun, dar asta e soluția pe care unii au ales-o și să se închine lui Putin, s-au dus și au ținut congresul pe la Moscova. Eu sper că referendumul se va decide în Republica Moldova și nu la Moscova. Sunt de acord, dar ar fi să vină tot de acord. Ok. Bună ziua, președinte. Bună. Mă numesc Răuța Sandu, sunt student la Facultatea de Drept. Și azi, în parcursul discuției pe care am avut-o, dumneavoastră ați menționat un cuvânt pe alături foarte frumos, justiția. Informându-ne la moment, când ne uităm, de exemplu, la cum de fapt decurge reforma justiției în Republica Moldova, putem observa că în anul 2020, de exemplu, la Curtea Supremă de Justiție erau rezolvate 90% din toate cazurile care erau asimilate pentru un an. Azi noi am ajuns la un colaps și îmi permit să spun cuvântul colaps, de considerent că putem vedea numai o rată de soluționare de 25% a litigiilor care ajung la Curtea Supremă de Justiție. Care ar putea fi, de exemplu, un plan de acțiuni pentru a soluționa problema cu o justiție incoruptibilă? Sau care au fost planurile de acțiuni care le-ați întreprins, nu știu, în România, în perioada în care aceasta a aderat la Uniunea Europeană? Bun, justiția e foarte greu de cuantificat. Când e coruptă, când nu-i coruptă, când o decizie a judecătorilor este corectă, când nu este corectă. Deci n-aș spune că avem soluții miraculoase care fac o justiție pe care să o agrem toți. De altfel, jumătate din justițiabili critică soluțiile, pentru că sunt cei care pierd. Unul câștigă, unul pierde în instanță. Deci jumătate vor spune că n-a fost corectă justiția, iar jumătate vor spune că a fost corectă justiția. Justiția împarte între doi dreptatea, sau între stat și un cetățean. E foarte greu, nu mi-aș permite să fac evaluări legate de justiție. Ce vă pot spune este că este esențial ca justiția să funcționeze și mai ales este esențial ca justiția să funcționeze în apărarea cetățenilor cinstiți de borfași, de hoți, de cei care delapidează, de cei care nu plătesc TVA-ul, de cei care fac evaziune fiscală. Este esențial ca justiția să protejeze cetățenii de astfel de fapte, inclusiv de criminal, de violator, de... Ăsta e rolul justiției, să garanteze societății respectarea regulilor statului de drept.
să mai intervin o dată. Asta poate aveți experiență. Cum de procedat în situația când aceștia sunt mai mulți decât acei cinstiți? Și ei, de fapt, blochează orice decizie, orice încercare de a, de a schimba spre bine. N-am o soluție. A noi s-a pierdut de mult momentul când putea să se facă. Bună ziua, domn președinte, mă numesc Grigorcea Victoria, sunt studentă la USM Administrație Publică. Citind biografia dumneavoastră, am văzut că ați fost primar general până în anul 2004, ceea ce mă face să tind să cred că aveți competențe destul de puternice în domeniul administrativ. La etapa actuală, în Republica Moldova, se inițiază o așa zisă reformă administrativ-teritorială și aș vrea să vă întreb cum ați vedea o reformă eficientă în Republica Moldova. Tind să menționez că la etapa actuală avem amalgamarea voluntară între satele care sunt mai mici să creează regiuni mai mari. Cum vedeți acest pas pentru Republica Moldova și care ar fi o soluție eficientă? Nu, n-am studiat subiectul, deci ar trebui să vorbesc pe presupuneri. Nu știu care e situația administrativă și ce se vrea prin reformă. Bună! Domnule președinte Băsescu, în primul rând, în calitate de cetățean român care și-a redobândit cetățenia, cred că e de datoria mea să vă spun mulțumesc pentru instituția asta care există. Din numele la mulți cetățeni români care trăiesc în Republica Moldova. Doi la mână. Din discuția interesantă pe care am avut-o azi, cu regret am constatat că noi încă păstrăm așa multe elemente de balada Miorița în modul în care percepem lumea în care trăim, când de fapt realitatea politică se construiește puțin diferit. Este adevărat că contextul politic în care ne aflăm noi astăzi și în general ceea ce se întâmplă lumea e unul foarte complicat. În același timp, în ultimii ani, în afară de succesele pe dimensiune de integrare în Uniunea Europeană pe care le-am avut în Republica Moldova, s-au întâmplat și mari derapaje grave din punct de vedere democrației și s-a întâmplat și crearea unor precedente care ar putea să ne lovească foarte dur în viitorul care urmează. Prin prisma experienței politice pe care o aveți dumneavoastră, scopul, scuză mijloacele, nu unii să spune că da. Nu cred că e o variantă, scopul să scuze mijloacele. Obiectivele trebuie atinse prin respectarea legii și prin aplicarea legii de către instituțiile responsabile de fiecare lege în parte. Deci asta e soluția. Domnule președinte, Loreta Handrăcura, cadru didactic, și eu fac parte din generația care vă datorează nu doar studiile în România, mai mult ca atât, toată audiența de aici prezență vă poartă recunoștința pentru faptul că ați dublat numărul de locuri și împreună și cu Eugen Tomac și cu toată echipa. Mai mult decât atât, școlile noastre arată astăzi, grădinițele noastre arată astăzi altfel, fiindcă chiar s-au făcut investiții enorme, nu doar prin autocare, prin infrastructură, prin formări și prin faptul că parte din noi am decis să revenim aici și, așa cum zicea profesorul meu de la Iași, și noi investim în voi ca voi mai departe să purtați conștiința românismului prin tot ceea ce faceți și odată în plus țin să vă mulțumesc în numele nu doar sectorului educației, unde mă regăsesc și eu, dar tuturor celor care poate niciodată nu o să aibă șansa să vă zic acest lucru, dar și prin cetățenie și prin studii, ei și-au recăpătat poate câteva din cele tipuri de libertăți la care ați făcut dumneavoastră referință. Acum, eu aș avea o întrebare. Sigur că soluția cea mai rapidă ar fi unirea cu România ca să ne regăsim în comunitatea... Cred fără Transnistria.
aici că a fost politiciană, vedeți că am luat o pauză și știu de ce. Și știu de ce. Ziceam că, da, asta ar fi soluția optimă și cea mai rapidă. Totodată trebuie să avem și alte scenarii. Acum, ca și profesoară de limbă română și văzând acest exod de luare a cetățeniei, domnul Tomac, domnul președinte, chiar dacă lucrurile vor mai dura, după mine este pertinent și vreau să știu și opinia dumneavoastră să se introducă examenul de limbă și istorie română la dobândirea cetățeniei. Or, foarte multă lume care a dobândit-o, cu regret, nu fac dovada, nici prin prezență la vot, ca să nu mai zic de alte lucruri, comportamente și atitudini în societate. Și desigur că, fiind aici și domnul europarlamentar Eugen Tomac și în 9 iunie, atunci când trebuie să facem dovada, ca cetățeni și cetățenice românce, să mergem la vot. Dați-ne câteva argumente odată în plus. Eu știu de ce voi susține Alianța Dreptei Unite, dar mi-ar plăcea și domnul Tomac, fiindcă este prezent și dumneavoastră, pentru această audiență formată și din tineri, parte din ei care pentru prima dată vor vota și alți cetățeni care au venit și din teritoriu, să ne ziceți de ce trebuie să susținem echipa Alianței Dreptei Unite, formate din Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei și Uniunea Salvații România. Mulțumesc! Da, doamnă, cred că argumente mult mai bune vă poate da Eugen Tomac, dar eu vă pot spune că există în România o alianță de dreapta, ea se numește Alianța Dreapta Unită, din care fac parte 3 partide, toate sunt partide de dreapta, niciunul nu vrea să audă de stânga, de măsuri de stânga și primul element care caracterizează această alianță este pro-europenismul și de asemenea este o grupare pro-NATO. Ori, cred că astea sunt lucrurile de care are nevoie Republica Moldova, în primul rând de securitate, și asta nu o poate asigura Transnistria, ci NATO și România, și de perspectivă bună pentru cetățeni, și asta o poate asigura Uniunea Europeană și nu Tiraspolul. Nici Moscova. Bruxelles, da, poate asigura perspectiva prosperității, Tiraspolul nu. Mai sunt întrebări? Eu aș avea o întrebare, da. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte, bine v-am găsit. O să fiu foarte scurt. În ultimii 5 ani am apărat cu curaj și dăruire interesele Republicii Moldova în Parlamentul European. Acum sunt în leadership-ul Alianței Dreapta Unită, singura alianță de dreapta din România, care este împotriva lui Putin și, evident, susține integrarea imediată a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Sunt, cred că, argumente destul de puternice. Nu vreau să intru în multe detalii, dar știm ce avem de făcut și, mai ales, mă bucur că în toate proiectele noastre pe care le avem de făcut mai departe pentru Republica Moldova, sunt sigur că vom avea alături și pe domnul președinte Traian Băsescu. Mulțumesc frumos! Eu nu o să mai fac la Bruxelles, pentru că
Mă pensionez începând cu 15 iulie, nu mai activez politic. Dar până pe 15 iulie încerc să promovez nevoia de a participa la referendum, dar și la alegerile europarlamentare. Cred că e obligația mea să o fac. Excelență, stimate domnule președinte Traian Băsescu, mai întâi de toate vă mulțumesc foarte mult pentru acest privilegiu, pentru onoarea de a sta în fața dumneavoastră să adresez această întrebare. Eu mă numesc Andrei Munteanu, sunt lector universitar, conferențiar și în acest context eu socot că educația joacă un rol foarte important pentru integrarea Republicii Moldova și respectiv a jucat un rol foarte important pentru integrarea României. Dar am vrut să întreb așa un detaliu. Educația este nucleul social. Din tot ceea ce cunosc din statisticile internaționale, România este una din câteva țări din Europa care încă nu prezintă date cu privire la randamentul economic din investiții în educație. Deci noi nu știm ce beneficii aduce, ce contribuții economice aduce sistemul educațional al României pentru dezvoltarea națională a României. Am vrut să întreb în acest context, comisarii europeni nu au adresat, din experiența noastră, nu au adresat vreodată întrebarea să afle acest indicator, să afle, să se calculeze și în România acest indicator așa cum se calculează în toate țările europene. Dacă a fost așa ceva, rugăm să ne spuneți. Dacă n-a fost, atunci eu îmi cer scuze pentru întrebare. Nu, vă mărturisesc că e prima dată când aud despre acest indicator. Sunt convins că până ies o să-mi arătați cum arată în alte țări. Da, este în publicații internaționale, dacă este nevoie, eu pot să vin și în alte cercuri de discuție. Eu nu am auzit acest indicator, nici nu l-a solicitat nimeni și... Ok, vă mulțumesc mult. Da, scuzați-mă dacă v-am luat din timpul prețios. Toată stima. Bună ziua, domnul președinte. Ok, am o sugestie înainte să întrebați. Faceți ce vreți cu Transnistria. Bună ziua, mulțumesc, domnul președinte, că m-ați cunoscut. Faceți ce vreți, eu v-am spus doar ce-ar fi bine să îmi pare faceți. Bine că m-ați cunoscut, Hristos a înviat. Sunt fostul director al liceului Lucian Blaga din Teraspol. Mă cunoaște bine. Nu ne-am văzut la Sulina într-un an? Ne-am văzut la Cotroceni, domn președinte. Sau la Cotroceni. La Cotroceni, domn Tomac, știi foarte bine. Deținătorul două ordini în România pentru serviciu credincioș. Dumneavoastră ne-ați mânat Ordinul Steaua României în grad de cavalier. Cred că n-am făcut rău. Știți, vă aduți aminte la vremea aceea nu vă dădeau banii pentru școală, nu era vorba că nu ne dădeau bani, ne arestau pentru banii ce. Ok, hai să vedem întrebarea. Întrebarea este... Deci, eu vă sugerez când se produce intrarea Moldovei în Uniunea Europeană să treceți prutul în partea asta. Prutul în partea ce? Da, eu reprezint cele 8 școli românești și totuși nu sunt indiferent de Transnistria noastră, fiindcă Transnistria noastră este o fășăie foarte îngustă. Nu este Transnistria până la Bug. Este o fășăie îngustă și noi acolo avem copiii noștri. Noi avem acei, țineți minte când eu am vorbit, când i-ați mânat ordinul, am spus că noi nu ne-am săturat de România. Noi am luptat pentru limba română, pentru istoria neamului nostru. Sunt mii de copii, mii de profesori, părinți care dorește, vor să fie români. Noi nu avem dreptul să-i lăsăm acolo. Ce facem cu dânșii? Și mă
înțeles foarte, foarte bine. Eu trec în coace, eu mă duc la Brașov, am fiic acolo, dar nu sunt indiferent de ceea ce am făcut pe parcurs, că am pus viața în pericol. Am avut două atentate, a fost cu grenadă în sân, pentru limba română, pentru istoria neamului nostru. Noi nu avem dreptul să-i lăsăm așa. Și eu nici nu știu cum Transnistria să rămâie, nici în Ucraina, nici în Republica Moldova, va fi un Kaliningrad, ce va fi, nu știu. Dar deoarece mă cunoașteți și eu vă cunosc foarte bine și am lucrat cu domnul Toma. Domnul director, am fost... vreau să vă las fără răspuns. Eu n-am venit să vă spun, să vă oblig să faceți ceva. Eu v-am spus ce ar fi bine să faceți. Dumneavoastră puteți rămâne în Transnistria cât vreți, dar nu-i țineți și pe oamenii ăștia. Bine, eu am scris o carte. Cartea pe care am scris-o eu se numește O static în propria țară. Și domnul Tomac, Eugen Tomac, m-a ajutat ca această carte să fie lansată în Parlamentul European și tradus în limba engleză. Eu am această carte în limba română, deoarece sunteți român, și vreau să vă amânez această carte care se numește O static în propria țară. Nu, noi suntem o stat care am luptat și luptăm în continuare. Vă mulțumesc mult și Domnul să vă ajute. Vrem ca să avem europarlamentarii noștri acolo. Nu, da, să știți, domnul director, titlul e semnificativ. O statică în propria țară. Vă simțiți o statică în Transnistria? Eu o statică am fost, dar n-am fost apărat, nici de Chișinău n-am fost apărat, de atâta. Okay, păi nu puteți, pe de o parte, să vă recunoașteți o static și pe de altă parte să spuneți că trebuie să stea toți o statici Tiraspolului. Nu, tocmai că noi vrem ca să nu rămânem o statici acolo. Ok. Deci nu-i puteți lua o statici pe toți, oricât ați vrea să faceți demonstrații. Nu. Dumneavoastră știți că în școlile acestei românești din Tiraspol și din Cerlante sunt foarte mulți ruși care vor să învețe în limba română. Și noi să facem totul că eu sunt vrei în România și doresc în România. Păi da, cine îi oprește să vină? Putin. Păi atunci stea cu el. Nu, este altceva. Trebuie să intrăm în acest tip de dialog. Domn președinte, trebuie să trăiești din Tiraspol, să înțelegi și acolo. Acolo da, eu sunt de acord, dar nu vreau să trăiesc acolo. Vă ascult pe dumneavoastră. Da, mulțumesc. Mai sunt întrebări? Bună ziua, domnul președinte! Bună ziua! Sunt onorat să fiu în fața dumneavoastră. Probabil că m-ați uitat, am activat 8 ani în România, în Teleorman. Am lucrat în partidul dumneavoastră cu alături de Tudorel Comăr, Adrian Videanu. Sunt chirurg a Babii Tudor. Acum ați preocupat aici, dar aș vrea totuși varianta asta de unirii cu România, să-mi dați totuși o tablă de șah, cum v-ați fi eu. Vedeți că sunt multe divergențe. Am paciență și nu vreau să le spun care au luat cuvântul, sunt și împotrivă și am și treptate o parte, dar vrem ca să fie, dacă aș avea șarmul ăsta dumneavoastră, care sunteți idolul meu, dacă aș avea șarmul ăsta dumneavoastră, în două săptămâni în Parlament eu fac unirea. Veniți mai des, mai ales în independenție. Aveți discipulul tânăr, frumos, Eugen Tomă, că îl văd așa, totuși elevul dumneavoastră și discipulul dumneavoastră și parcă are carismul ăsta și sper că să ne ajute mai repede să faceți așa o mișcare frumoasă, fie și fără vărsături, fără război, diplomatic, sunteți un diplomat și încă o dată spun
că idolul. Și am spus că România nu a avut așa președinte și mă cert cu mulți, cum sunteți dumneavoastră. De Doamne, să vă ajut, să vă ajute măcar la 80% domnul Tomac și aveți dumneavoastră. Lucrăria asta, șarmul ăsta, dacă aș putea sunteți, eu nu știu, dacă aș putea să fiu în locul dumneavoastră, vă spun, în 2 săptămâni fac unire. Ajutați-ne, vă rog. La mulți ani. Și asta ar fi un cadou de ziua mea, 28 de mai, ziua de azi. Vă mulțumesc! Domnul doctor, chiar peste noapte nu se poate face unirea, că trebuie pregătită, dar să știm că o face. Da. Că acum e de făcut o mențiune să faci unirea României cu Republica Moldova, nu e ca și cum ai cumpăra un bilet de tramvai. Costurile sunt enorme, trebuie să dai aceleași pensii, trebuie să dai aceleași salarii, trebuie să asiguri dezvoltarea infrastructurii și pe teritoriul Republicii Moldova, la fel ca pe teritoriul României. Trebuie să iei măsurile de mediu, costurile de mediu. Trebuie să asiguri energia țării. În momentul de față, Republica Moldova e captivă din punct de vedere al aprovizionării cu energie. Ori România încă nu poate asigura necesarul de energie al Republicii Moldova, nu pentru că nu vrea, ci pentru sau nu poate. Nu sunt linii de transport. Abia acum se construiește una din linii, încă o linie de 400 de kW care va fi gata anul viitor, în 2025, și alte două de 400 de kW, una pe la Bălți și alta prin sud, pe la Isaccea, care vor mai veni și ele cu 800 de kW în total, dar abia în 2028. Deci până în 2028, Republica Moldova nu este independentă energetic de Tiraspol. Da. Deci unirea e o poveste dificilă. Nu e ușoară și extrem de costisitoare. Dacă vă uitați, în România se discută acum și în câteva săptămâni se va adopta actul legislativ. La nivelul Uniunii Europene s-a stabilit un salariu minim garantat. E, România în 2 săptămâni trebuie să-și crească salariul minim garantat la un nivel destul de mare, dar trebuie aplicat în toată Uniunea Europeană. Da, mai sunt întrebări? Dacă mai sunt, o să spun că v-am săvârșit. Dacă nu mai sunt. Da, mai este o întrebare, domnul președinte. Onorat asistenț, domnul președinte are o agendă încă destul de încărcat pentru ziua de astăzi, așa că mai captăm o întrebare și îi mulțumim mult pentru prezență și pentru răspunsuri. Domnul președinte, bună ziua, mulțumesc, Alexandru. Stați, numai o clipă, vă rog. Să știți că eu mai am 20 de minute, nu doar o întrebare. Cred că punem mai multe, vă rog. Bună ziua, domnul președinte, Alexandru Țicu, din Călăraș sunt. Noi știm că în Republica Moldova locuiesc peste 1 milion de cetățeni români, printre care eu și familia mea. Spuneți-ne, vă rugăm frumos, în cazul unei agresiuni rusești, România ne apără? Nu. De ce? Nu poate. Deci prin rușii își apără. NATO pentru, deci prin Tratatul Nord-Atlantic, statele membre NATO nu au dreptul la agresiune pe teritoriul altui stat. Alianța NATO este o alianță defensivă. Doar dacă ești atacat, s-ar toate statele membre NATO să-l apere și să lupte pentru țara care a fost atacată. Dar statele membre NATO pot să aibă un război de agresiune, dar pe cocoașa lor, că nu intră nimeni
să le ajute. Adică își asumă încălcarea tratatului, își asumă și consecințele. Nici o altă țară membră NATO nu are obligația să o ajute. Deci asta e cu NATO. Cum? Eugen, tu înțelegi? De ce Franța susține că vrea să ajute Ucraina? Bun, Franța e Franța, e putere nucleară. România nu își poate permite luxul ăsta. Deci Franța a mai avut conflicte cu Rusia în istorie. Dacă nu s-a lecuit, să-l întrebe pe Napoleon. Deci, bun, e o glumă, dar nu cred că vreun stat membru NATO va trimite trupe în Ucraina, trupe operative. Poate să trimite asistență. Asistență pentru echipamentele livrate ca să învețe pe militarii ucraineni cum să lucreze. Asistența nu intră la invadare, la atitudine ostilă. Dar altfel nu cred că vreo țară, chiar dacă s-a anunțat și Polonia, nu cred că vreo țară membră NATO va intra cu trupe combatante în Ucraina. Ultima întrebare. Totu. Unire. Asta va fi cea mai complicată întrebare. Deci, pentru că duminica viitoare sunt europarlamentarele și voi sunteți candidat. Dacă o să câștigați europarlamentarele și o să deveniți președintele Parlamentului European, domnul Băsescu, o să accelerați aderarea celor 9 state care vor să adere la Uniunea Europeană. Cele 9 state... Și cel mai principal aceste două state, Republica Moldova și Ucraina, dacă... Cine te-a trimis la microfon nu te-a pregătit bine. Du-te la pescaun, pregătește și vii, vii din nou. Prima dată ai fost bine pregătit. Domn Traian, noi astăzi menționat aici, de la bun început, că s-a vorbit mult despre transnistria, totuși asta probabil e subiectul principal abordat. Dar transnistria, într-adevăr, niciodată nu a fost parte a Moldovei, mereu a fost pământ separat și chiar în Uniunea Sovietică a fost alipit Rusiei. Și în 1949 a fost alipit transnistrii și mai departe am continuat așa. În anii 90, 91, 92, când se formau partiile liberal-democrații, la fel și în Moldova, se făceau întâlnirile în Piața Mării Adunări, subiectul abordat principal era limba română. Și, practic, și asta a fost motivul războiului în Transnistria, pentru că acolo sunt cetățeni ruși care vorbesc limba rusă. Noi, în Republica Moldova, insistam la chestia asta că să fie vorbit limba română, să fie limba de stat. Și, în bază la negocierile astea, s-a început războiul. Acum, la integrarea cu Europa sau la unirea cu România, sunt pros și cons. În cazul în care noi ne unim cu România sau cu Europa, înseamnă că noi sacrificăm pământul, partea de sud, Găgăuzia și Transnistria. Pentru că Găgăuzia asta e o parte de pământ pro-rusă. Noi asta urmărim. Întrebarea. Da, întâmpin. Noi, Republica Moldova, avem 3 categorii de oameni. Independenți, pro-europeni, pro-ruși. Noi toți oamenii vrem să unim asupra la un obiectiv comun. Deci, să fie Uniunea Europeană. Dar întrebarea mea, domnul Traian. Am înțeles că după dumneavoastră, în
Republica Moldova aveți trei categorii de oameni. Da. Ruși, independenți și pro-europeni. Da. Răspunsul e simplu. Faceți cum vreți. Da. Deci, dragul meu, aș vrea să înțelegeți un lucru. Uniunea Europeană nu vă intră, nu vă obligă să intrați în Uniune. Puteți rămâne în afara Uniunii cât vreți dumneavoastră. Deci nu e obligatoriu. Repet, nu e obligatoriu, da, dar... nu este obligatoriu să intrați în Uniunea Europeană. Ați primit o invitație, vi s-a stabilit posibilitatea să începeți negocierile, dar dacă nu vreți, ferească Dumnezeu, nu vă obligă nimeni. Înțeleg. Domnule președinte Băsescu, domnule Eugen Tomac, vă salut cu respect și admirație. Să știți că aici, la întâlnirea cu dumneavoastră, am venit toți din îndemnul inimii. Așa cum dumneavoastră ați fost președintele care ne-ați susținut cel mai mult, care ați spus lucrurile pe nume. Eu n-am să uit niciodată expresia dumneavoastră, i-am ciuruit pe toți. Și atunci am înțeles că dumneavoastră, chiar și astăzi, dacă nu sunteți de acord cu ceva, nu faceți doar de atâta că să placă celui care a adresat întrebarea. Într-un cuvânt, vă respectăm mult. Eu am visat să mai am zile să trăiesc și să fiți reîntregitorul țării românești. Dar exact, ați spus dumneavoastră așa, sunt momente în istorie că dacă ori profiți de dânsile, ori nu profiți. Eu cred că politicienii noștri n-au înțeles. Dumneavoastră ați înțeles, pentru altele, că este un moment propice acum, chiar am putea să ne reîntregim neamul. Dar acestea sunt realitățile. Republica Moldova, unii cu nu știu cine și alții, nu știu ei și scudeșei. Vreau să zic, stimați cetățeni, eu cred că chiar eu cu mare plăcere voi merge la Nouă Iunie și voi vota Alianța Dreapta Unită, fiindcă merită acești oameni să fie votați. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă! Oameni buni, eu n-am venit aici pentru campanie electorală. Am considerat că e o ocazie ca un politician independent, nu candidez nici la Parlamentul European, nu candidez nici în Republica Moldova, nu candidez nicăieri. Dar dacă subiectul a fost discutat, am zis că cel mai bun lucru este să vă spun ce gândesc și ce cred eu. Rețineți, nu este obligatorie intrarea în Uniunea Europeană. Dacă vă e mai bine așa, stați cum vă e mai bine. Dar nu pot să închei fără să vă sfătuiesc, urmați drumul european. E cea mai bună soluție. Domnul președinte, bună ziua și bună ziua tuturor la toată sala. Eu nu cu întrebări, eu am vrut să fac o mic anunț, da, sau o mic sugestie. Sunt și eu candidat în lista pentru europarlamentarele aceste din 9 iunie. Sunt primar în satul Sei, să-mi spune Boaghi Leonid și vreau să mă îndemnăm să ieșiți la vot. În primul rând, deci îndemnul meu primului care este să ieșim la vot, să demonstrăm că suntem cetățeni activi, cetățeni statul român, cei care avem cetățenie română. Deci asta este cel mai important. Evident, pasul numărul 2 ar fi și vă îndemnăm să votați Alianța Dreapta Unită, în care suntem și eu și domnul Tomac și este o echipă foarte bună, echipă tânără, care vă îndemnăm să faceți această decizie și să votați, deoarece Uniunea Europeană înseamnă oportunități, Uniunea Europeană înseamnă multe beneficii, beneficii pentru toți cei care suntem noi în sală. Evident, văd că aici focusul în sală este pe studenți. Asta înseamnă și oportunități pentru studenți. Eu sunt primar, asta înseamnă oportunități pentru administrațiile publice locale, fiindcă fiecare din noi suntem arondați la o anumită municipalitate, la o anumită localitate. Și acolo de unde venim noi fiecare, venim dintr-o
fie dintr-un oraș, fie dintr-un sat, fie dintr-o comună. Iar Uniunea Europeană înseamnă mai multe oportunități. Eu sunt primarul sau sunt persoana care a beneficiat de aceste oportunități de vizite, de studii, de finanțări în Europeană și asta ar însemna, în primul rând, mai multe oportunități și o calitate a vieții mult mai mare. Iar prin faptul că vom ieși la voce, vom vota Alianța Dreaptă Unită în data de 9 iunie la alegerile parlamentare, asta înseamnă câteva voci sau mai multe voci care vor urgenta sau vor fi o voce motrice pentru a accelera, integrarea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Asta înseamnă și garanție, asta înseamnă și securitate, dar asta înseamnă și oportunități pentru noi fiecare și dacă ar înseamnă oportunități, mai avem și șanse să aducem și acea diaspora acasă, fiindcă oamenii s-ar întoarce dacă ar avea oportunități, niște venituri mai mari, niște venituri mai bune aici la noi acasă. Asta ar înseamnă Uniunea Europeană, cumva în linii foarte generale, foarte mici. Deci îndemnul nostru este să ieșiți la vot și îndemnul nostru este să votați Alianța Dreaptă Unită și mulțumesc mult și succes nouă tuturor! Și eu vă mulțumesc. Deci mulțumim pentru tot. Vreau să vă spun că relația mea cu Republica Moldova, două lucruri au fost, m-au marcat și le țin minte foarte bine. În afară de întâlniri, de locuri istorice, de cimitire ale eroilor din primul și al doilea război mondial, dar au fost două lucruri. Eram în campanie în 2009 și m-am dus într-un sat, nu mai știu cum se numește, dar dumneavoastră o să-mi spuneți, și întâlnirea cu cetățenii a avut loc într-o școală renovată. Și pe urmă mi-au spus, asta s-a renovat cu bani din creditul de 100 de milioane alocat de România. Dar era satul lui Dodon. Era școala din satul lui Dodon. Și al doilea lucru care este pentru mine extraordinar. Adică mă uit și am satisfacția că a rămas ceva în urmă. Copiii ăștia de care vă spuneam, cei mai mulți dintre ei au fost bursieri ai statului român, deși au terminat facultatea în România pe programul pe care l-am lansat pentru educație subvenționată de Guvernul României și acum mai văd funcționari ai Parlamentului European sau ai Comisiei Europene. Ei, este sentimentul că ai lăsat ceva în urmă. Și sentimentul ăsta mă face să am curaj să vă spun ce nu au curaj să vă spună mulți politicieni, spre exemplu, legat de Transnistria. Deci, cred că mi-am câștigat dreptul să vă spun fără ocolișuri ce cred. Mulțumesc mult! Dacă am satisfăcut toate întrebările, sunt mulțumit. Am aruncat o privire în sală, am văzut că nu mai sunt, de fapt mai sunt doritori, dar agenda dumneavoastră nu ne permite. Domnule președinte Băsescu, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru vizita dumneavoastră și pentru faptul că noi astăzi am avut un dialog destul de sincer și onest, așa cum vă cunoaștem, ați spus-o cu suflet și cu adevăr și ați răspuns la toate întrebările care ne frământă. Eu vreau ca să aveți o amintire frumoasă din urmarea acestei vizite. Vreau ca să aveți o amintire că ați pășit pragul instituției noastre. Ori aici învață și doar nu numai copiii deci, care învață aici în instituția noastră, sunt studenți și din alte universități care au de fapt, un vis, probabil, și ei, peste câțiva ani vor fi aici. Noi acum discutăm, da? Noi acum ne facem niște planuri, cum să mergem mai bine, cum să accedem, dar, de fapt, ei, într-adevăr, vor fi acei care, peste câțiva ani, vor fi acei factori de decizie care vor prelua toate aceste frâie ale guvernării, inclusiv integrării europene. Deci a fost foarte important că le-ați vorbit dumneavoastră și acest lucru le-a servit și ne servește și ca motivație în continuare. Vrem să vă oferim
o amintire, un cadou. Deci este vorba despre, așa rog pe domnul prorector să vină aici în scenă. Este vorba de un simbol care înseamnă cunoștințele, care înseamnă dragostea față de carte, care înseamnă faptul că educația trebuie pusă în capul locului. Noi vă dăruim o statuietă care are denumirea, deci, Havuzul Cunoștințelor. Este, de fapt, havuzul din campusul ASEM. Este... dau așa, pur și simplu s-o țineți și mai dați înapoi, că e cam grea. Așa. Mulțumesc. Și vă așteptăm cu mare drag la noi ca chiar și când o să fiți, așa am înțeles, dar bine asta, chiar și când o să fiți la pensie, o să aveți, înseamnă, mai mult timp să vă împărtășeți capitalul așa dumneavoastră de cunoștință. Noi vă așteptăm ori de fiecare dată, doriți să veniți să ne vizitați. Vă mulțumim încă o dată. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitație, domnul rector. Vă mulțumesc pentru statuietă, mulțumesc pentru flori. O să vi le dau să le duceți la Tiraspol, pe cuvânt, e un gest. Serios, un gest bazic. Și să știți un lucru, nimic nu-i mai scump decât pacea și securitatea, și țara trebuie să ducă acolo unde își găsește aceste două lucruri. Pace, securitate, bunăstare, fără risc de război, fără că nu se știe. Trenurile trec doar o dată prin gara. Dacă îl pierzi, ar putea să rămâi pe peron multă vreme. La revedere!